Salutare tuturor! Tocmai ce m-am oprit și eu să trebuiască să merg să cumpăr ceva de mâncare și vreau să vă prezint generatorul ăsta pentru că am tot ținut să fac videoclipul. E la mine de vineri, parcă am dat seama că și a venit, vedeți, ambalat în două cutii de carton. Vine tocmai din Germania, a venit cu curierul și ăsta este Warm Ounce. Ciudat numele, dar manual în engleză și parcă mi-aduc aminte carte de garanție. Da, este și în română. Nu am citit-o foarte mult pentru că oricum în mare știam de când l-am vorbit cu persoana care l-a trimis. Aici sunt cablurile cu care vine. Vine cu cablu pentru un încărcător. Da, dracu știu de ce are ăsta 5 amperi. Stai să merg puțin mai la mine, că nu văd. Deci văd aici... Unde dau cum am văzut? Output. 25 de... Sau 125. Nu contează. Îmi scrieți în comentarii și vă spun eu exact. Dar vedem cu cât încarcă, pentru că o să-l punem să încarce. Niște cabluri care se pot atașa la generator și se poate atașa la autoturism, dacă ai probleme, și cablul, bineînțeles, care vine la încărcător. Foarte frumos, foarte frumos ambalat. Să știți că eu l-am desfăcut, dar n-am putut să mă abțin. Este băgat într-un burete din ăsta țapând de tot. Și după aceea am punga asta de plastic, care eu nu mi-am mai bătut capul. Și a venit încărcat undeva la 60%, parcă. Să vedem unde îl pun și așa arată. No, trebuie neapărat să pun o pauză, să pun un trepied, să ne uităm mai atent la el. Numai o secundă. Da, haideți să vorbim, l-am pus așa deocamdată și vedeți, vine cu învelitorile astea de cauciuc foarte mișto. Deci asta este pe 12, tot sistemul de 12, tot sistemul de 230 și bineînțeles o priză și aici încărcările. Încărcarea este de două feluri, 25W 5A și 12V 30W și solarul, bineînțeles, aici sus. La 12V avem 3A odată, un USB tip C, tip A, un USB tip A 5V 13A, o ieșire de 12V cu 10A și un USB tip C cu 65W. Și aici două ieșiri pentru a putea băga cablurile pentru autoturism, să-ți încarci bateria de 13,8 15A. Priza asta, bricheta, cred că este de 10A. Nu știu, 12V, cred că 10A. Mă mai întrebați voi în comentarii și vă spun dacă nu. Aici, bineînțeles, este un încărcător wireless, dacă telefonul tău are funcția aia, ale mele nu au niciuna din cele două pe care le dețin. Și vă pun o poză să vedeți cum arată pe partea cealaltă. Așa arată și... Dacă vreți, am făcut o poză mică și la cum arată în interior. Am vrut să văd ce fel de celule are, pentru că am crezut că sunt lithium, cum le zice, scapă în momentul ăsta, lithium fosfat, dar nu par a fi lithium fosfat. Sunt ceva de genul la asta, sunt lithium polimer, asta este de 12V, are mai multe pachete din astea înăuntru și... Ce pot să mai zic, 1000W, cu 1000W putere nominală poate merge în continuă și poate ajunge la 1500 la început, când aparatele necesită mai multă putere. Acum, dacă vedeți, apăs pe butonul ăsta, pornește numai partea de 12V și dacă mă apăs pe butonul ăsta, se aprind două becuri, după care o semnalizare. Și dacă mai apăs o dată, este un SOS.
lumini foarte puternice, am ținut prea mult apăsat. Și pe partea asta, dacă avem două prize universale, deci aici se pot băga și cele americane, și cele englezești, și cele australiene, toate intră în sistemul ăsta foarte inteligente, aceste două prize, și de aici pornește sistemul de 2.30, 2.20, spun ei, na. Nu pun aparatul acum să măsor, dar dacă vreți, mă spuneți și vă spun și acest lucru. Aici mi arată toate chestiile care sunt pornite, 2.20, și aici este consumul, vedeți, 0. El a venit încărcat undeva peste jumate, l-am mai încărcat eu puțin, ca să văd cu cât încarcă, și o să ne uităm și la acest lucru. Ați auzit când a pornit 2.20, au pornit și ventilatoarele, în primul rând mai tare ca să le auzim, să știm că funcționează, și după aceea ele vor merge când dimetorul va cere acest lucru. Și o să vă pun o poză, v-a zis, și cu el înăuntru. Acum am vrut să-l desfac, sincer, mai mult, să ajung să văd ce scrie pe acumulatori. Numai că de obicei eu când desfac o chestie de genul ăsta, mai rămân piese să mai fac încă unul. Și acum dacă mă gândesc, ar fi o afacere, mi-aș dubla banii. Dar nu vreau să-l stric, pentru că eu vreau să-l dau cadou la cineva, împreună cu panoul solar. O să facem și niște teste rapide, așa, să vedeți cum funcționează. Dar haideți să ne uităm repede și la panoul solar, care este aici. Și acesta vine cu niște cabluri. Mai multe cabluri, un cablu solar. De altfel sunt două, ăsta e pentru autoturism iarăși, cu două cleme, se poate pune direct la baterie. Ăsta care îl poți îmbina cu ăsta și îl poți băga în aparat să încarci. Diferite mufe pentru diferite aparate, pentru că nu toate au aceeași mufă. Și asta e o mufă extra dacă vrei să faci tu un cablu anumit. Deci foarte inteligentă chestia, destul de bine pregătit. Mai vine și cu un controller. Controllerul este acesta, Dokio Solar Charger Controller. Îl desfac repede pentru că eu m-am uitat la el, deci l-am și folosit. Mă scuzați, e greu. Cam așa arată. Mufele de intrare, și aici poți conecta USB să-ți încarci telefonul și așa mai departe, dacă nu mai ai un generator. Se poate folosi în mai multe funcții. Aici se bagă panoul solar, acumulatorul, sau poți să bagi direct lumini, v-am zis, dacă nu ai genul ăla de generator. Poate încărca baterii auto, și are funcția asta aici, B1, baterie pe litium B2, baterii polimer B3 și baterii litium fosfat B4. Deci poate încărca orice fel de baterie care merge la 12V. Și panoul solar vine ambalat. A venit ambalat în chestia asta albă, tot așa un burete foarte inteligent. Toate au venit prin curier. Asta a venit de la Frankfurt și acela tot de la Frankfurt a venit până la urmă. Și ăsta este panoul solar, o să-l deschidem. Aici are o gentuță, vedeți, unde puteți să băgați toate accesoriile în el. Două mânere, unul pe parte, unul pe alta, și aici are niște velcro care le ține împreună. Așa arată panoul. Este cu celule monocristaline și aici este cablu care se poate băga pe gaura asta, aici, în spate, ca să iasă în spate să poți să-l corectezi, să nu stea cablurile pe panou. Din câte cred eu, cred că sunt legate în paralel. Așa, normal, ar fi cel mai bine. Și mare lucru, n-am ce să mai arăt, decât să le mergem afară, să le probăm. Dar prima chestie ce aș vrea să fac este să vedeți puțin cum funcționează ăla și după aceea mergem să punem repede și panoul. V-am zis, nu vreau să fac un videoclip foarte lung, deja mi se pare că este lung. Pun pauză și pregătesc repede totul. Gata, le-am pregătit câteva chestii aici să testăm. Nu am foarte multe chestii electrice pe în zona asta, dar ne uităm rapid. Ăsta este telefonul meu. Să-i dăm drumul la aparat.
Și mă scuzați, bacalul la telefon. Încarcă. Și ne arată și consumul. 8 W folosește în timpul de față. Nu știu sus cât ar folosi. Stai să încerc și sus. Sus 12 W. Și el se încarcă. Ați văzut partea aia? Acum am un circular aici. O să facă puțin scandal, așa că vă rog, dați volum mai încet. Vedeți cablul, vine de aici, se duce la circular și îi dau drumul. Se dau drumul în primul rând la curent aici. Vedeți, pornește tare și după aia încetinește. Îi dau drumul. Deci pe ăsta scrie 1200 de W. Probabil în forță crește consumul destul de mult, dar diferențele par foarte mari. La 500, cât arăta asta, 560, 570, nu mai țin minte exact. Și aici am o plită cu inducție. Am adus eu, dar n-am folosit-o niciodată. Nici măcar nu știu cum dracu funcționează. Da, vedem. Să-i dăm drumul. Ah, cred că trebuie să-i dau drumul de aici prima oară. Acum a pornit. Și să-i dăm drumul. Cum funcționează asta? Șerbem. 3. A pornit, consumă 9011 și generatorul acum coboră la 186. Iarăși 1014. Deci cred că merge în trepte. 454, 1015. Ciudat rău de tot, n-am idee cum funcționează plitele astea. Și se poate pune și timer și tot. Ia să mai creștem puțin. Astea sunt gradele, nu? Sau ce sunt astea? 2, 3. Nu, deci trebuie să mă familiarizez cu chestia asta. 1015 este consum, acum 1051. Deci pornește și se oprește. Dar, vedeți, ideea e că funcționează. Asta doream să vedeți. Și să vedem și cu cât se încarcă acum, da? Pun o pauză să aduc încărcătorul, să-l conectăm. Da, sunt gata să-l și încarc. Aici are mufele, o să bag într-una din ele. Îmi pare rău că trebuie să țin și de asta. Și să vedem ce face. Deci se încarcă, mă uitam ca prostul la chestia asta, 12, se încarcă cu 129 W. Și ce vreau să vă spun este că, uitați, scot cablul și a dispărut încărcarea. Ce vreau să vă spun, eu pot să le aduc pe acestea, durata bateriei este de 1000 de cicluri, deci asta înseamnă de 1000 de ori încărcat și descărcat. Dacă ați face chestia asta în fiecare zi, pe puțin 3 ani, după care scade undeva pe la 80%, dar durata lor de viață este destul de mare, poate să ajungă 6, 7, 8 ani. Și problema este că eu pot să le aduc în România la 1300 de lei bucata și pot să vi le trimit prin curier dacă vreți. Singura problemă pe care am avut-o era că domnul cu care am vorbit și care este importatorul pe Europa mi-a spus că nu poate să-mi dea garanție că nu au un centru de reparație aici. Totuși, azi dimineață, v-am zis că au fost mai mulți abonați aici, i-am spus unii dintre ei, vorbeam pe WhatsApp și până la urmă ne-am sunat, i-am explicat cum a venit generatorul de care vorbeam și zice, i-am explicat cum stă problema, cât costă și tot și zic, dar nu pot să ofer garanție, pentru că automat ar costa mai mult să deschizi un centru de service. Și mi-a zis, nu e nicio problemă, dacă vrei le trecem prin firma mea, el se ocupă cu așa ceva, le trecem prin firma mea și eu le dau garanție.
Deci dacă le vreți, eu pot să vi le aduc fără garanție la 1300 de lei. Dacă vreți cu garanție, trebuie să vorbesc cu el cât cere pentru fiecare garanție, pentru fiecare aparat și să adaugă acest lucru la preț. Dacă vreți să achiziționați unul, mă contactați pe Made by Constantin pe Facebook, pe grupul Made by Constantin, sunt Constantin DIY acolo, mă găsiți voi dacă sunteți. Și cum zice, vorbim și vedem cum facem. Înțelegerea mea ar fi măcar să-mi trimiteți transportul ca să nu ne batem joc unul de celălalt, să îl trimit cu curierul să vină înapoi, pentru că am pățit-o de câteva ori unde am plătit transportul și dus și întors și nu mai vreau să fac acest lucru. Deci, dacă vreți, vă fac un videoclip cum îl ambalez înainte să-l ambalez, îl probez și vă garantez eu că nu sunt aici să-mi bat joc de voi, dar știu că bărbaților cel puțin, și sunteți majoritatea bărbați, le plac acest lucru. Haideți să mergem să băgăm și panoul solar. Și panourile solare pot să le aduc. Cele de la Dokia sunt de 100 de W, este acela care vi l-am arătat eu mai devreme. Totuși, dacă vreți, cum îi zice, mai mari, se pot aduce și mai mari, de la 150 chiar. Problema e că la acelea nu am discount. Tot ce pot să fac e să vi le aduc și să vă adaug taxa de transport, care este, nu este mare, dar nu vreau să o plătesc eu din buzunarul meu, logic. Și pot să vă aduc și panoul solar. Odată ce cumpărați un din ăsta și un panou solar, cred că ajungeți undeva la 2000 de lei, dar sunteți independent, cel puțin cu iluminatul în casă, probabil toată viața de acum acolo, dacă trăiți puțin, bineînțeles. Glumesc, oricum, ani buni. Și plus că poți să-l iei oriunde te duci, dacă ești pescar, dacă ai, cum îi zice, o casă la țară unde nu ai curent, unde te duci cu cortul, te duci cu, eu știu, te duci pe lună, ai curent. Dar haideți să mergem să-l încărcăm afară și să închid și acest videoclip. Vedeți, am avut capanul așa pe USB-urile astea, foarte simplu, mergem pe cablu. M-am băgat și eu puțin la umbră aici, uitați, ăsta e cablu și intră în aparat. Și dacă ne uităm cu cât încarcă cu 60 de W acum. Problema este că nu este... problema este că a intrat soarele. Și totuși încarcă cu 60 de W. 58 scade. Deci imaginați-vă că cel care vine pentru mine are 150. Hai, pun o pauză repede să... nu este adevărat. Nu era norocul, soarele aici. Scuze. Deci, în soare, da, soarele nu este, panoul nu este așezat bine. 54 de W, 57. Oricum, peste 50%. Cred că dacă mă chinui puțin, ia stați o secundă. L-am așezat cât de cât, așa puțin înclinat, să vedem dacă face vreo diferență. Și 59. 54, 53. Oricum, gândiți-vă că un bec consumă 10 W. Deci ăsta îți va încărca în fiecare oră cât consum tu cu 6 becuri în casă. Și cine ține 6 becuri aprinse în casă pe timp de seara? Hai să fim serioși, mai ales la ce prețuri sunt. Deci 1000 de W, 1000 de W va merge că un bec de 10 W. Wow, 100 de ore. Deci vă dați seama că în locuința în care stai, dacă intri într-o cameră, aprinzi un bec acolo, închizi pe aia din sufragerie, ăsta ți asigură lumina cu garanție. Eu îl iau și pentru frigider, pentru că deja am comandat și eu unul, chiar dacă l-am pe celălalt, pentru că tot sistemul meu din casă, m-am gândit acum foarte serios, cel de iluminat să-l fac pe 12 volți. Voi merge cu un panou puțin mai mare, v-am zis, de 150 de la Dokia, și în curând probabil o să fac și un sistem solar, pentru că o să negociez cu ei la sânge pentru niște panouri solare. Asta fiind spuse, vă mulțumesc foarte mult. Orice întrebare o aveți, o aștept în comentarii. Vă mulțumesc din suflet pentru vizionare. Mă duc și eu să mănânc ceva și la revedere!